Vlășanu poate accelera, vine cu dribling, Vlășanu poate șuta, o face, parează Flavius Croitoru, ciudat sare mingea. Revedem șutul, a cam țopăit mingea. Iată-l pe Vlășanu controlând bine, Croitoru reușește să pareze lovitura și putem nota în minutul 13 prima mare ocazie de gol a acestei partide. Interesantă fază, Blănaru așteaptă o minge care abia acum ajunge la el, vine cu șutul, pericol la poarta lui Denis Rusu, se descurcă până la urmă Dorobanțu și încă o lovitură de la distanță pe care o încearcă Ion Cărăruș. Davide Massaro, Șerbănică, încearcă și Ignaț să-și facă loc, mingea pleacă spre 6 metri, ce ratare pentru brazilianul Rafael Garuti. Vlășanu, Vlășanu scoate și vine șutul lui Purece, prea ușor, prea moale. Revedem aici centrarea lui Vlășceanu. Da, a așezat mingea Florin Purece, dar prea slabă lovitura pentru a-l putea învinge pe Flaviu. Ușu de la distanță, arată bine lovitura inițiată de Ionuț Coadă. Superb șutul de la distanță. Purece greșește, acum a falnat pentru Vlășanu, care poate accelera pe urmele sale, pornește imediat Trașcu, Vlășanu. L-a cam chinuit acolo Vlășanu, în care reușește gol! De la margine nu se semnalizează nimic. Minutul 35, 1-0. Nu este offside, nu este offside, excelent, a văzut arbitrul asistent Ștefan Dumitrache. Scos, cred, de Ignat din offside. Slobozia poate concretiza această fază. Dragoș Lazăr prinde exteriorul, Croitoru boxează. Șutul lui Toma, excelent încă o dată Flavius Croitoru. Hei, s-a aprins meciul.